Sunt sigură că pentru voi înseamnă enorm să fiți aici și cred că v-ați îndeplinit un vis. Da. În fiecare zi câte puțin din vis. În fiecare zi câte un pic ați construit la el. Da. Și indiferent care ar fi rezultatul acestei zile, nu are cum să strice farmecul visului construit până acum. Noi aseară am zis amândouă că pentru noi ziua de ieri, seara de ieri, a fost cea mai frumoasă din viața noastră. Pentru amândouă. Da. Mă bucur, poate azi mă bucur să fie și mult. Mai și. Îmi pare bine că am ajuns asta. Până aici, oricum este ceva foarte mare. Da, da, e incredibil. Este ceva foarte mare. Ne-am pus acolo la final, de fiecare dată, la fiecare etapă, la fiecare ultimă șansă. Ne gândeam, nu e azi rândul nostru, nu e pentru noi, ne mergem până în finală. Trebuie să-l avem. Putem, noi putem. Zâmbește, Ari, zâmbește. Cam stresat. Așadar, sunt fericită să vă spun felicitări, dragii mei. Mulțumim! Bravo! Felicitări! Felicitări și vouă! Eu încerc să îmi stăpânesc emoțiile și să le țin în mine. E bine, e la el. Cred că e prima oară când văd chiar că e atât de stresat și de emoționat pentru ce va urma. Wow. Avem emoții cât China, dar plecăm în cursă încrezătoare. Abia așteptăm să începem, pentru că mai tare te omoară așteptarea asta. Astăzi e ziua cea mare. Undeva în această metropolă, Parisul Americii Latine, magnificul Buenos Aires, stă ascuns marele trofeu, Soarele de Aur. Scopul vostru este să-l găsiți primii. Ne-am dorit și ne dorim foarte mult să se întâmple, adică ar însemna mult trofeul și titlul și gândul ăsta că noi suntem câștigătoarele America Express. Adică numai când mă gândesc la câștigătoarele America Express, mi se face așa, mi se strânge stomacul. Mă gândesc doar la ai mei, la Mario, pentru că știu cât de mult și-au dorit să ajungem până aici, știu cât de mândri sunt de noi și chiar vreau să le demonstrăm că suntem capabili să câștigăm această finală. Pe acest traseu către victorie aveți de colectat mai multe piese care vor compune imaginea zeului Soare Inti. Ok. Ele vă vor duce pas cu pas către locul unde se află trofeul Soare. Așa că să trecem la acțiune! Da! Bine? Vamonos! Am pus tricourile Argentinei pe noi, am zis că poate o să ne ajute mai mult lumea dacă avem câștigătorii cupei mondiale pe spatele nostru. Pe aceste tablete se află întrebări care au legătură cu cele 10 etape ale acestui sezon. Ok. Sunt întrebări puse de colegii voștri care au plecat acasă. Trebuie să vă amintiți răspunsuri. Ok. Dar pentru a putea deschide aceste întrebări de pe tablete, bineînțeles că mai era trebuie ceva. Trebuie să găsiți diverse indicii. Aveți mai mult de lucrat ca să puteți ajunge la întrebări. Sunteți gata? Da! Luați-vă ghiozdanele în spate. Mamă, eram high risk. Okay. Începe. Este ultima 100 de metri. Hai să ne concentrăm. We can do this. Tableta și plicul. Succes, fetelor! Stomacul meu se făcea din ce în ce mai mic, inima cât un purice. Din tot sufletul, multă baftă, dragii mei! Mulțumim! Atenție! 3, 2, 1, start! Hai! Hai, citește! Dragilor, la sfârșitul acestei zile vă așteaptă trofeul America Express, drumul soarelui. Tableta o să vă ghideze în 4 locații din Buenos Aires. În fiecare locație trebuie să găsiți un cod format din 4 cifre. Cu ajutorul lui veți debloca o întrebare în legătură cu drumul soarelui. Dacă veți răspunde corect, veți afla următoarea locație. Dacă nu, va trebui să așteptați 3 minute înainte să încercați din nou. Pentru a debloca prima întrebare, mergeți la Plața del Congreso, unde veți găsi un personaj care face unul dintre cele mai populare joburi din oraș, și anume plimbă câini. Oh, super! Plac câinii! Ce poate să meargă rău la asta? Acá! Pentru a debloca prima întrebare, mergeți la Paseo de la Historieta, unde veți găsi faimoasele personaje din comicsurile argentinine. Rezolvați chestionarul următor pentru a debloca tableta. Deci Paseo de la Historieta. Am văzut întrebările și pe aia vedeam plus, minus, împărțit, eram ok. Deci trebuie să găsim toate astea și pe aia să facem și un calcul. Donde es el Paseo de la Historieta? Es mejor caminar o con el coche? No, caminando. Ok, así? În momentul ăla m-am gândit, poate fetele au luat mașină, de ce nu sunt cu noi aici, pe această stradă pietonală care duce la acest paseo de la Historieta. Ne puteți ajuta, por favor, para la Plața del Congreso, con tu carro, por favor. Es muy importante, Plața del Congreso. Sí, dale. Un mural cu un bogat care îmbrățișează un munte de monede și niște monede zboară. Uite, nu e altcea, ăsta e. Să-mi bag picioare, chiar ăsta e.
eu întâi am văzut un om cu baloane și părea bogat, nu știu, că era graț așa în costum, am zis, poate el e bogatul. Asta e cu un balon. Misiunea era să găsesc un mural cu monede care zboară și nu vedeam niciunde nimic. Sabe si el paseo istorico con los cómics empieza aquí? Empieza aquí. Pero es donde es un grande mural con una persona con dinero. En su mano. ¿Sabes? No, no, pero el mural. No lo conozco. ¿No? Primul film de animație al lumii a fost realizat în 1917 în Argentina, o țară de pionierat în benzi desenate și desene animate. În Buenos Aires, o întreagă stradă este dedicată acestor creatori cu totul special. Unul dintre ei a fost Marele Kino, creatorul unui personaj îndrăgit de multe generații. Mafalda este o fetiță cu multe idei și un temperament vulcanic, devenită un simbol al criticii sociale pentru că spunea lucrurilor pe nume mai ceva ca Greta Thunberg. Asemeni finaliștilor noștri, Mafalda este un spirit rebel cu caracter de oțel, gata să lupte cu oricine ar sta în calea împlinirii visurilor sale. Mafalda, pe drumul soarelui, la America Express. Gracias por tu ayuda. Adiós. Adiós. Mi se pare tare să ai un job din ăsta. Mi se pare tare să fii un iubitor de animale și să poți să fii capabil să plimbi atât de mulți câini de toate mărimile, că acolo erau toate rasele posibile. Pentru a găsi cele patru numere, trebuie să plimbați câinii pe circuitul marcat și să adunați baloanele în același timp. Indiciile pentru a găsi codul sunt 5 dintre aceste baloane. Cel care plimbă câini va fi legat la ochi, iar celălalt îl va ghida. Pe drum vor fi multe tentații pentru câini, dar voi trebuie să urmați traseul marcat. În baloane o să găsiți bilețele care sunt puse împreună și formează un indiciu. Eu am zis Sânzi să plece cu câinii și o să-i dau indicații. Și mie îmi plac câinii, dar ea e foarte încântată de câini. Mie nu-mi place deloc să fiu legată la ochi. Înainte! Tot înainte, înainte, înainte! Oh. Înainte! Măi. Stai că-s mai nebun câinii, dar haide! Înainte, mergi, mergi! Vezi să nu te împiedici. Se simțea că o forță care te trage una într-o parte, alta într-o parte și tu ești legat la ochi și Laura care zicea mergi înainte, înainte, înainte! Mie mi s-a părut foarte greu. În primul rând ești legat la ochi, care mie nu-mi place. După aia ai o grămadă de câini care toți aleargă în alte direcții. Mai au și tentații pe drum. Ai vreo 5-6 baloane din care trebuie să alegi unul legat la ochi. E balonul de stânga sus! Sus, cel mai sus, ăla e, ăla e, ăsta? Ăla e, ia-l! Foarte bine te-ai descurcat. M-auzeai când ziceam că te descurci foarte bine? Nu, n-auzeam. Mă gândeam doar să ajung la baloane. Tot înainte! Să zici, stai, stai că mă trag ăștia! Știu, e greu, haide că poți, ești super tare! Tot înainte, mergi că faci foarte bine! Din mistața pisicii Landru, mai avem și alte chestii. Fost creat Playboy-ul argentinean. Păi mai sunt mai multe, de ce nu citești? Uite, baloanele, acolo-s baloanele, de ce nu citești totul? Alex, de ce nu citești totul? Întâi credeam că trebuia să căutăm ăla, ok, hai. Am pierdut foarte mult timp să ne mișcăm pe strada asta, până să-mi dau seama că, de fapt, Aris nu mi-a citit și nu a citit el toate informațiile de pe această tabletă. El a citit doar primul lucru pe care trebuia să-l găsim. Hai, Aris, citește tot, că deci, okay, pierdem timp. M-am enervat foarte tare pe Aris, pentru că am zis, Aris, chiar nu este momentul acum să nu fii atent. Am crezut că era în ordine, adică o să găsim prima întrebare, a doua întrebare și tot așa. Aici sunt 6. Ce scrie? Okay, citește-mi tot, te rog. Scrie 6. Citesc următoarea întrebare. Câți nasturi au cele două diva? Și îmi țin minte că când am făcut sus-jos, sus-jos, am văzut de 300 de ori două fete acolo și am zis, poate acolo este. Hola, hola. Sabe si estas son los chicas de Divito? Si? Okay. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Hai băieții, hai. Ești foarte mama, bine! Mamă, frate, stai că sunt în noroc! Înainte! Bă, cam iași! Haide, focus! Ah, te rog să nu cadă, să nu cadă, să nu cadă, să nu... Atâta, mă gândeam doar să nu cazi, că știam că dacă o să cazi, o să fie greu să te ridici și greu să te recalibrezi. Dreapta ta și un pic mai în spate sunt baloanele! Și acum mă încercam să pun mâna pe fiecare și să-mi zică Laura, dacă-l ating, ăla e. Nu, nu e ăla, cel mai din vârf! E unul în vârf, ăla e! Ăla e! Bravo! Acum mergi înainte! Trebuia să stau într-un singur loc, n-aveam voie să mă mișc și era departe de ea și eu nu vedeam din toate unghiurile. Mai, stai un pic! Stați mai puțin! Stați înainte după mine! Și la dreapta! No. Acum la dreapta! La dreapta! Nu, ți-a scăpat un balon! Trebuie să-l iei de jos! Unde e? E mai în față, pe jos! E mai în față, mai în față și pe jos, apleacă-te! De iarba aia înaltă, eu nu vedeam balonul, eu nu vedeam nimic din ce se întâmplă jos. Și mă gândeam că ea trebuie să-l caute prin jurul ei, că trebuia să fie aproape, adică acolo trebuia să fie. Mai în față! Ah, stai! Hai că e, îl simți acolo! L-am luat, l-am luat! Bravo, ține bine de ele!
Și tot în față, tot în față. Așa, fix, așa cum ții mâna. Stop, 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 stop. Ăsta e, ăsta e, ăsta e, ăsta e. Ok, ce trebuie să facem? Cu un om bogat și zbor niște monede. Adică găsiți, adică alea, alea care zboară. Unele este în aer, altele sunt jos sau nu. Cinci una, zboară. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Nu, ai atinge pe jos. Ok, răspuns e cinci, șase sau șapte. O să fac calculul cu cinci, șase sau șapte. Vezi că dacă greșește trei minute, trebuie să stăm. Ah, da. Stânga, 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 tot înainte. Stânga, stop, stop, stop. Acolo în stânga ta sunt baloanele. Unde ai mâna dreaptă, ăla e balonul nostru. Ia-l! Te-ai descurcat foarte bine. Nu m-am dat seama în timp cât a durat totul, dar nu mi s-a părut că am pierdut timp. Am făcut cât de repede îmi zicea Laura, mergeam în direcția aia și... A fost bine, a fost foarte bine. Bravo! Hai de capul meu, stai un pic, stai. Am luat baloanele, le-am spart pe toate să descoperim ce e în ele, da. Și erau niște hârtii care puse împreună formau un fel de plic. Primele,